Băi, și moare un politician de ăsta mare, că zice ăștia nu a murit niciunul de când a început pandemia. Numai ăștia mici mor. Și ajunge frate la Dumnezeu. Dar și-o găsit cu cine să-și pună de furcă. Dumnezeu știind că ăștia sunt mincinoși până în măduva oaselor, a zis nu-i nimic. Am să-i judec după faptele lor. Și spune psalmistul, cu cel cuvios cuvios vei fi, cu cel ales ales vei fi, cu cel îndărătnic te vei îndărătnici, iar ochii celor mândri vei zdrobi. Vine politicianul la cravată frumos, îmbrăcat în costum, ștaiman, cu aerii pe el, și zice, tu ce-i cu tine? Zice, eu sunt politician din România. Am două oferte pentru tine, că știu că voi umblați cu oferta. Am și rai și iad. Dar te las să alegi, nu te trimit eu de la mine puteri, că sunt Dumnezeu și nu trec peste voia omului. Te las să vizitezi o zi raiul și o zi iadul. Unii vrei întâi? Zice, m-ați duși întâi să văd cum e în iad. Îl coboară pe politician îngerul în iad și ce să vezi acolo? Spațiu verde frumos, liniștit, șezlong, umbră, pom, fructe pe mesă, șah, remi, poker, ruletă, citeau ziarul, era acolo toți, și Ceaușescu, și Stalin, și toți stăteau liniștiți. Și-o zis, bă, dar ce bine o nimerit-o ăștia, las că nu-i rău să fii politician. Am băgat la cap ce-am văzut aici. A doua zi îl trimite să vadă raiul. Ce vede în rai? Niște țărănuși în cămeși albi, la care le cânta îngeri stihuri din Sfânta Liturghie, niște fructe modeste pe niște mese, niște tonomate cu apă, nici prea rece, nici prea caldă, niște băncuțe, niște pomi smeriți, niște iarbă verde tunsă, gazon. A doua zi dimineață, întreabă Dumnezeu, te-ai hotărât, domnule parlamentar? Da. Unde vrei? În iad vreau. Îi spune, de aici eu nu mai pot merge, pleci singur. Îi spune îngerului, du-l la iad. Îi deschide ușa la iad și când îi deschide la iad, ce vede? Secetă. Pământul tot crăpat, iarba uscată, arsă de căldura soarelui. Politicienii toți în zdremțe, rupți cu hainele pe ei, scurmau un pământ să caute o picătură de apă, că stopeau de sete. Fructele toate zbârcite, copacii toți vestejiți. Și-o zis îngerului, zice, nu înțeleg, cum a putut să transforme de ieri până astăzi toate astea? Păi da, dar ieri a fost campanie electorală, numai promisiune. Astăzi e adevărul. Așa faceți și voi pe pământ când sunteți la putere. Promiteți raiul și apoi dați lumii iadul. De acesta să aveți parte. Amin și Doamne ajută. Le-a zis politicienilor, nu vouă. Dacă v-a plăcut, mă bucur. Stați istor.